De ultimă oră care vin din Israel, noi bombardamente, echipa Antena 3 CNN a fost surprinsă de aceste bombardamente. Haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo. Israelul pare să fie lovit de mai multe rachete care au fost lansate. Am intrat în buncăr, nici 10 secunde. E un tir de rachetă care este tras în momentul de față peste Jderot. Se cutremură pur și simplu pereții bunkerului. Se trage puternic asupra Jderotului. Sunt lovituri puternice venite asupra Jderotului chiar în apropierea locului în care ne aflăm. Nu știm exact ce a fost lovit. Suntem împreună cu trupele poliției, câțiva soldați în bunker și alți câțiva jurnaliști. O rachetă a explodat undeva chiar deasupra locului în care ne aflăm, cel mai probabil interceptată de sistemul antiaerian israelian. Imagini incredibile, doamnelor și domnilor, echipa Antena 3 CNN surprinsă de aceste bombardamente, spunea Laurențiu Rădulescu, o rachetă care a fost interceptată chiar deasupra zonei în care se află de celebrul sistem de apărare israelian.